Bucovina Bojorâta și-a asigurat victoria grație golurilor marcate de Prundean, Pădurariu și Chierariu. Doar încă două formații din Liga 3 sunt neînvinse de la startul actualei ediții de campionat. Este vorba despre Național Sebiș și Nova Mama Mia, Beci Chierecu Mic. Bucovina Rădăuți a înregistrat a patra remiză de la startul actualului sezon după ce a încheiat cu scorul de 1-1 meciul disputat pe teren propriu în compania celor de la FC Zagon. Oaspeții din Covasna au intrat la pauză în avantaj prin golul marcat de Ciupitu. Ardelenii au jucat în 10 în ultimul sfert de oră, iar rădăuțenii au restabilit egalitatea în minutul 80 dintr-un penalti obținut și transformat de Zaremba.